Abia a împlinit 16 ani în octombrie anul trecut, dar are un palmares care ar face invidios orice sportiv de elită din lume. Slătineanca Adina Diaconu, cea mai bună jucătoare de tenis de masă din Europa, face parte din echipa de seniori a țării noastre care va merge la campionatul mondial din Malaezia. Tocmai ce am aflat că voi pleca și la mondialele de seniori, o mare surpriză pentru mine. Sunt foarte bucuroasă că munca mea este mereu apreciată de cei din federații. Antrenorul emerit Petre Arnăutu spune că va fi o competiție foarte grea, dar știe că eleva sa poate face față acestei uriașe provocări. Ținând cont de faptul că ea este cea mai tânără participantă din România la asemenea competiții de mare învergură, va fi foarte, foarte dificil pentru ea. Însă, după cum o cunoaștem noi pe Adina, ea este o fată care știe să treacă peste greutăți și știe să se mobilizeze în momentele dificile. Aturile Adinei. Știința jocului știe să decidă lucruri esențiale în momente foarte rapide și în momente dificile și, bineînțeles, seriozitatea și munca depusă la antrenamentele pe care le face fiecare dată foarte serios. Astăzi, Adina Diaconu, împreună cu un alt slătinean, Marius Rădoi, a plecat la Openul Cehiei, în care se vor confrunta sportivi din toată lumea. Un test pentru mondiale îl va reprezenta și Openul Bahreinului. Adina Diaconu este singura jucătoare din lume care a câștigat 4 medalii de aur din 4 posibile la un campionat european de juniori și a reușit să intre în top 10 mondial dominat de asiatice.